Hai, Merry Christmas, dragilor! Ce ziceți că faceți, a? What's happening, cum zice americanul? Tot cu planuri, tot cu gânduri bune, tot cu... Dragii mei, viitorul este doar un concept. Nu există. Nu există mâine. Nu va exista niciodată. Ceea ce este, e mereu acum. Asta. Ca fiind tot ceea ce pare că se întâmplă. Aceasta este o realizare care poate apărea pentru nimeni în momentul în care încetezi să mai vorbești tu cu tine. În momentul în care te oprești din gândit, de fapt nu tu gândești, să spunem în momentul în care gândurile se opresc. Și atunci se vede că există doar asta, eternitatea a ceea ce este. Toată negativitatea este cauzată de acumularea timpului psihologic, care nu există. Și în același timp, cauzată de negarea a ceea ce este. Să spunem idiotic aici și acum. Neliniștea, nesiguranța, anxietatea, stresul, grijile, dorințele. Sunt toate forme de frică generate, dacă vreți să ne exprimăm așa, de prea mult viitor. Vina însă, regretul, resentimentele, suferința, tristețea și amărăciunea, să zicem, sunt generate de prea mult trecut. Ambele sunt produse ale energiei contractate de tip eu. De tip individual, personal. Căci atunci când nu sunt gânduri, unde sunt grijile? Nu există. Nu există anxietate, nu există frici, frustrări. Și până la urmă, poți fi atent un pic și să rumegi faptul că dacă n-ai avea niciun gând, n-ar fi nimic rău. Corect? N-ar fi nimic rău cu ceea ce mintea a numit clipa de față. Deci ce e rău acum? Ba nu, acum. Ba nu, acum. Ba nu, acum. Și în fiecare acum al vieții tale. Ce e rău? Cine spune că e ceva rău, indiferent de ce se întâmplă? Un gând. Și pentru cei care privesc atent sau când atenția se odihnește în ceea ce viu se întâmplă, se vede clar că aparenta problemă, unica problemă, este gândul. Gândurile. Vedeți? De-aia vă spun să stați fără gânduri mereu. Este un îndemn care aparent provoacă o deschidere energetică în acel corp din care se poate naște vederea pură a ceea ce este. Vidul ăsta nemărginit și necondiționat, plin de energie vitală. Și atât de natural. Iar acest gând, eu, crezându-te o persoană individuală în acel corp, când este luat ca fiind realitate sau real, începe să genereze alte gânduri, povești, vise și, în general, coșmaruri. Una dintre aceste povești este liberul arbitru și dreptul de decizie. Alta este că timpul este real. Niște povești fatale, dacă vrei, și discutăm despre aceste
aberații ale lui eu, punându-le în lumina reflectorului viu a ceea ce este și pare că se întâmplă, mâine seară, într-un live pe YouTube, canalul Terapia Prezentului, ora 21. Ca să fie bine, ca să nu fie rău. Hai! Merry Christmas, minunaților! Ne vedem mâine seară, ora 21. Miercuri, da? YouTube, Terapia Prezentului.